numai Dumnezeu răscumpără. Isaia, capitolul 43, la versetul 1, spune, Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin apie, eu voi fi cu tine. Și râule nu te vor râneca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde flacăra, nu te va aprinde, căci eu sunt Dumnezeul tău, Sfântul Israel, mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Amin. Iată, iubiții Domnului, din nou ce mare har și ce mare binecuvântare avem de la Dumnezeu. Am început dimineața, ne-am trezit și vedem direct că Dumnezeu are și ne aduce o binecuvântare, nu că are, el o avut întotdeauna așa are binecuvântări. Numai noi, dacă vrem să le primim, se spune că numai Dumnezeu răscumpără. Deci nu te poate răscumpăra nimeni, decât numai Dumnezeu spune că așa vorbești, care te-am făcut și El ce te-am întocmit, nu te teme, eu te izbăvesc și te chem pe nume, ești al meu. Spune mai degrabă, adică, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor îndeca. Dacă mie merge prin foc, nu te va arde flacara, nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, și auziți și spune aici, Mântuitorul tău. Deci cine te poate mântui, cine îți poate da mântuirea în afară de cel care te-a creat? Nu te poate mântui nimeni și nu te poate salva nimeni decât numai cel care are dreptul asupra ta de răscumpărare și de salvare. Și dreptul acesta nu l are nimeni decât însuși Mântuitorul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. De aceea, iubitul Domnului și în această zi, nu te teme de nimic, căci Dumnezeu este cu tine și spune că El ai preț, spune versetul 4, de aceea că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Cine te iubește, Doamne, oameni, noi suntem fățarniși. Te iau în brață, te pup și spun că te iubesc. Dar te iubesc până la un anumit punct. Dumnezeu este acela care ne-a iubit până unde? până la moarte, până acolo că s-a jertfit pentru tine și pentru mine. De aceea, pentru că ești prețuit în înaintea lui Dumnezeu, apropii-te și tu de Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit pentru lucrarea Lui. Vedem, iubiții, Dumnezeu, iubiții Domnului și dragi prieteni și ascultători, mă repet din nou, nimeni, nu te poate iubi cum te iubește Dumnezeu. Nimeni nu te poate salva cum te-a salvat Dumnezeu. Și trecem mai departe la versetul 11. Spune Eu, Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Și am spus lucrul acesta. Cine te poate mântui pe tine decât numai cel care are dreptul alasupra ta? El a avut de dreptul de răscumpărare asupra ta și El te-a răscumpărat. De aceea, întoarce-te din toată inima la Dumnezeu, pentru că ai prețul înaintea lui Dumnezeu. Ești prețuit de Dumnezeu. Spune, eu am venit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Iubiții Domnului, Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi. Dumnezeu ne călăuzește în fiecare zi. Dumnezeu ne trezește în fiecare zi. Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre în fiecare zi. Numai noi nu suntem recunoscători și numai noi nu-L căutăm pe El. El ne caută, El ne așteaptă. Dar noi suntem acei care tot mereu, găsim o scuză, mereu găsim ceva, și suntem tot mereu, îndepărtați de Dumnezeu. Numai noi suntem aceia care mereu, găsim o scuză și îl punem pe Dumnezeu, și îl lăsăm la, la urmă, și îl lăsăm ca, mă scuzați de expresie, ca o roată de rezervă. Dumnezeu nu vrea să fie roată de rezervă, el vrea să fie totul, el vrea să fie în centru, el este cel care conduce totul și are toate în mâine. toate lucrurile sunt în mâinile sale, iubiții Domnului. Și spune că eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește de mâna mea când lucrez eu. Cine se poate împotrivi? Iubiții Domnului, Oare se poate împotrivi cineva lui Dumnezeu? Oare poate cineva să adauge ceva la viața lui sau poate să scoată ceva de la viața lui? Da, descus, s-ar putea scoate multe lucruri. În primul rând, îngrijorările și grijurile care ne frământă în fiecare zi și lupta aceasta de alergare, aceasta zilnică care o avem pentru a face mai mult sau a izbuti în mai multe lucruri. Astea le putem scoate de la noi și de adăugat și la adăugat se poate adăuga ce? O viață curată, o viață sfântă, îl adaug pe Dumnezeu în viața mea și îl fac prioritar slăvit să fie numele Său. Aceste lucruri le pot face și așa Așa ar trebui să facem fiecare dintre noi. Și versetul 16 spune așa, așa vorbește Domnul care te-a croit, croit, care a croit un drum, prin mare și o cărare prin apele puternice, care te-a scos. Și spune, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. De aceea, iubiții Domnului, în dimineața aceasta, haideți să luăm o hotărâre nouă. Să uităm toate lucrurile vechi și să ne uităm țintă la Dumnezeu numai la Cel care poate să ne răscumpere. Numai la Cel care ne vorbește și la Cel care spune că ne-a dat un preț. Oamenii, iubiții Domnului, când treci printr-o greșeală, treci prin ceva, oamenii te judecă aspru, oamenii te marginalizează, dar singurul care îți dă o valoare este Dumnezeu. De aceea, iubiții Domnului, pentru că ai preț, voi încheia citind versetul 4 din Isaia 43, spune de, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau popoare pentru tine. Dă iubitul Domnului și tu viața lui, viața ta dă o lui, mă iertați, viața ta dă o lui și onorează-l pe Iisus Hristos cu viața ta de astăzi înainte și fă toate lucrurile spre slava numelui său. Și vezi, vei vedea, iubiții Domnului, că și lucrurile se vor schimba, vor lua o altă, o altă direcție va fi un alt un alt o altă fel de prioritate. Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Amin.